fost că binecuvântarea noastră, că Dumnezeu ne-a trezit pe amândoi. I-a ieșit soția cu mine. Dumnezeu a trecut prin încercare, că a vrut să ajungem acolo unde vrea El să ajungem. Să ne ridice din starea care eram. Eram porniți pe un drum greșit. Și Dumnezeu ne-a arătat pe unde trebuie să mergem și dăm slavă Lui. Mărire, așa spune psalmistul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Și ceea ce spunea fratele Ghiță, mi-aduc aminte că momentele acelea Dumnezeu mi-a dat un vis de noapte. Și mi-a spus așa, zice așa, soiul ăsta așa de dragi, nu o să-l poți birui cum vrei tu. De 3 ori am încercat în vis să-l fentez și n-am putut. Și zice, ai nevoie să te umplu, eu să-ți dau putere. Și Dumnezeu mi-a dat Duhul Sfânt, să fie rău. Vreau să spun că numai m-am apropiat de El și a căzut cu fața la pământ, că El este viu în veci. Mărire, Mărire lui Dumnezeu! Aș vrea și în această seară să se coboare în mijlocul nostru. Să atingă fiecare inimă de locul acesta. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule, preanalt. Și aș vrea întotdeauna să lăudăm pe Dumnezeu. Chiar dacă trecem prin încercare, chiar dacă suntem prin bucurie, să nu uităm că El este la cât mai des întotdeauna. Chiar dacă ne merge bine, chiar dacă ne merge mai rău, tot El este Domn și Stăpân în vecii vecii. Că dacă avem ceva, este prin El. Așa cum spunea fratele, suntem decât un fir de iarbă. Și dacă El își trage mâna, să-și ducă totul. Aș vrea să mergem înaintea Domnului să ne rugăm și El să ne asculte. Amin.